această sărbătoare este una atât de profundă în semnificația ei, încât n-ar trebui să ne oprim doar la atitudinea pe care a avut-o dreptul Simeon sau prorocița Ana față de pruncul Iisus care a fost adus de către părinții săi la templu. Cu toate acestea, ferestrele uriașe prin care putem citi, putem pătrunde în adâncul sărbătorii de astăzi, al evenimentului de astăzi, sunt totuși cei doi oameni sfinți, dreptul Simeon și prorocița Ana. Din atitudinea lor, învățăm că omul sfânt dezvăluie întotdeauna taina Domnului. Preasfințitul episcop Ignatie a vorbit aici în fața noastră despre taina descoperirii omului de către Dumnezeu, taina descoperirii lui Dumnezeu de către om, Dumnezeu mergând într-o întâmpinare a omului, omul mergând într-o întâmpinare a lui Dumnezeu, amândoi întâlnindu-se pe cale și prin aceasta omul îl descopere pe Dumnezeu, îl așează în adâncul inimii sale și atunci simte că viața sa are sens, are plinătate, are înălțime, are cuprindere și atunci rostește, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, adică, Doamne, am atins selul vieții, te-am întâlnit pe tine, ți-am făcut ție casă, te țin în brațele inimii mele, de acum pot să mor. De fapt, pot să trec în cea de-a doua parte a vieții, unde voi avea parte de tine într-o toată plinătate.